trec printr-o perioadă de restricție. Mă gândesc, cum e să fii român adevărat? Un adevărat bărbat. Paște. Suntem pe număr, suntem pe loc 1 în Europa la analfabeticie și pe numărul 1, cred că, în lume. La început a fost unul care își lua pula la palme. Că tu ai fost de vină, tu ai fost de vină. S-a certat cu o femeie. După aia l-am văzut pe unul aici la mine în cartier, că ăla tremură de frică, a spus. Mă doare ficatul. Ia să văd ce parte. Da, la ficat. Și a zis că nu-mi doare ficatul, că în viscere durere difuză. Cine știe, doar acolo unde s-a aia. Dar îl doare cicatricile. Că e frig. În special iarna. Dar el stă strips. Pentru că e și nebun la cap. E un boșorog ăsta nebun. Că vezi, și-a băgat cuțitul în burtă. Că l-a părăsit o femeie. N-a știut și el ca poetul original să zic că ești femeie sau ești fieră. Mi-ai făcut viața mare. Și ăla s-a calmat. Ăla cel puțin a avut nebunia. La 18 ani. Cel puțin, băi, acum le înțeleg, că este zumbilitic, dar e genial. Vali, ce faci? E zumbilitic, dar e poet bun. Îl știu. Și, da, are probleme. Vali, te dau un gând cu toate câte mai dat. A nebunit la 18 ani, săracu, că făceau niște colegi de liceu de el. Băi, nu e de râs, ai de. S-a a urlat în curte. Da, mă, sunt niște trigări, știi? Și el e orgolios. Că știe care o capacitate are, de-al dracu. Dar ea făcea mișto de el. Că era unul mai extravagant, așa, așa sunteți. Și a venit acasă, s-a enervat. Era și rocă. Dai seama. Făcea mișto de el. Cine știe pula mea cum se comporta acolo, în cartierul lui? Avea chestii de comportament, că era genial, dar nu nebunit să stai să vezi cum a nebunit ăsta. Nebunit de obicei, nebunit din dragoste. Ăsta nu din dragoste. Din dragoste de sine era egoist. Unde e cuțitul? A luat cuțitul. Și s-a dus în curte, că el stă la curte. S-a enervat. A tăiat toate găinile din curte. Da. Și așa stărs sângele pe el. Face aia mișto de mine. S-a repezit la câine. Ia pe cap. Cu zisul burtă la câine. Ia e miserat. Îl căuta de căcat. Nu de râs. Nu ați dat seama. Oare cum râzi la scena asta, știi? Și după asta a enervat, vrea să se bată și cu vecină, să nu zice pula mea, vrea, a venit Nino, l-a dus la calma. Ei, mai are scopărul ăsta din când în când, dar o dată la 2-3 ani mai ți-o comite, nu mai taie nimic. Cred că își taie alea, versurile care le-a greșit. Și după aia înjură pe unii la telefon, care crede că l-a înjurat și după aia se înjură cu ea. Uite pula mea, uite pula mea, ceva. E, în sfârșit. Treaba lui poet bun. Și ăsta de aici, de la mine din cartier, și-a tăiat el singur burta. Da, nici ăsta nu-i prea curaj. Nici Vali. El este oarecum sensibil, cu toate că e un poet puter. Ca și personalitate puter. Ca să-l vezi, ăsta tremură de frică. Zici că e rocker de la... Eu, băi, închideți-vă la haină. Nu că sunt chiar om bun, eu sunt și bun și rău, dacă l-am văzut că suferă așa. El și dacă eu câțiva lei, dar n-am. Ia dat unii ceva de mâncare, nu știu, poate mai dă-și niște bani, dar... Ăla îți dai seama, cerșește și el să-și ia câțiva bani să bage niște... Ca să... Alea, să viseze frumos, nu știu.
Și ce mai fac aici? Nu știu, m-a cam plis de zona Zoster. Deci, da. Stau așa la un moment de răscruce. Stăm umia la răscruce. Nu vorbește nici nu stace. Nu merge, nici nu se duce. Care gura prinsă nace. Asta e o dintr-o poezie de un poet francez. Stă mumia. Mumia este pe fără de cioi. Nu vorbește, nici nu tace, pentru că are de alea foșnitoare pe care combate vântul. Ah. Dar ăla, îți dai seama, trebuie să fi trăit la țară până acolo, în Provence. Și e mișto. Să vedem cum îl vorbează treburilii. Și e original. Să mai fac mișto de tecăm și mai e prea perfect. Nu, no, n-are. Să mai fac poezii, n-are. Invenții. Grantet. La băie. Nu fac, tata. De ce? Da. Da. De paranoia. De ce dă? De paranoia. Că nu știu cine o ia. Și după aceea ce face cu ea. Deci trebuie să intrăm și noi pe site la OSIM să ne mai... Să vedem. Poate ne amăgim, știi? Și eu în internetul ăsta de al meu de aici n-am încredere ca să pot accesa un de la internet. De la. Că s-ar putea să mă redirecționeze pe un site fantom. Și că le țin în capul meu. Îți dai seama, în 20 de ani de gândire și de muncă, iar în 20, nu, ca 15, de cum am apucat să fac serios de învățare, am să zic sute. Nu, tot bine. Și l-o sori mai rușine cu mine. Asta e. Cum am fi?